Doamnelor și domnilor, Paula, Ovi, reprezentanții noștri la Eurovision, bună dimineața! Ce e cu voi, mă, ce ați mâncat în dimineața asta? Stai așa, mai arată o dată. Deci, să nu uitați... Da, Ovi de la Cornel Păsat, după cum se vede, așa, când îl cauți și arată mușchii. Exact. Și domnișoara, doamna, de fapt, Paula de la Selin, nu-i așa? De la Selin. De la formația Paula și Ovi. Exact. De la formația Paula și Ovi. Paula Selin de la formația Ovi. Ce vrei, mă, și eu sunt Răzvan de la Răzvan și Dani, de ani de zile. Nu mai auzit, era muzica tare în platou, voi în treaba voastră, nu mai mâncați salată dimineața, că uite ce se întâmplă. Noi suntem un pic adormiți, exact asta. Și cu voi astăzi. Am primit o cafea de la Paul. Am venit și... să facem ravage aici la voi, pentru că am venit să vă prezentăm clipul. Știm că formatul emisiunii nu permite să vedem tot clipul, așa că am venit să facem o coreografie. V-a plăcut? Da, foarte a plăcut, da. Un exercițiu de improvizație la început, exact. Ne pregătim. Și am și gătit, ai văzut, să știi când o să iasă mâncarea foarte bună, să știi că și eu am contribuit învârtind în oală. Da, păi... Bine, mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Ca să o citesc pe Paula, imediat ce mâncăm preparatul lui Vlăduț, vom avea parte de niște melisme, bă, băiatule! O dată, rog! De niște ornamente! Am făcut un pariu cu Dani și el a zis că nu pot și cumva eu m-am ambiționat și am vorbit și cu Ovi cumva. Tu poți orice! Pot orice, nu-i așa? Orice poți! Draga mea, Paula! Știu, am încredere în tine! Vreau să te provoc să faci o tură cu mașina noastră de raliu! Gata! Hai! Da. Paula, se pregătește, aia este casca ta. Încearcă să nu strici freza. Cu stângul frânezi, cu dreptul. Aia este, stai jos acolo. Cu dreptul și eu sunt copilot, nu? Deci noi vorbim. Așa, și noi vorbim. Paula se pregătește pentru că pe panoul nostru e gata stricat. Antrenează-te cu ea și dăm drumul la o altă cursă în ceva momente. Voi plecați de aici chiar în inima astăzi plecăm, ajungem la 5, avem avion, avem conferință de presă, cine